Prin harul Domnului, începând cu lecția aceasta, ne vom opri în mod special asupra cărții Apocalipsa, la un ciclu de lecții intitulat Imagini apocaliptice. Termenul Apocalipsa este grecesc și înseamnă a descoperi cu tăinuire. El are echivalent în latină revelatio, ceea ce înseamnă revelație, ceea ce avem noi în termenii actuali, adică descoperire divină. Dar vă rog să rețineți că Apocalipsa este o descoperire în care sunt păstrate aproape toate lucrurile în mod codificat. De altfel, ea seamănă cu întreg conținutul Scripturii, potrivit spuselor Domnului Iisus, Matei, capitolul 11, el zicea că Tatăl a descoperit aceste lucruri pruncilor, este o descoperire, dar în același timp spunea că le-a ascuns de cei înțeleși și pricepuți, o descoperire cu acoperire. Apocalipsa este foarte legată de restul Bibliei, din puțin peste 400 de versete câte conține, în ele sunt aproape 300 de referințe din Vechiul Testament. Toate aceste lucruri din sfera spirituală au putut fi primite, înțelese, palpate, doar de oamenii care au fost ridicați la nivel de duh. Numai profeții au putut avea parte de descoperiri de la Dumnezeu. Amintiți-vă de starea la care Dumnezeu l-a înălțat pe Moise, de vedeniile speciale pe care le-a dat Dumnezeu lui Ezechiel când era purtat în Duhul, luat dintre prinși de război, dus în vedenii la Ierusalim, a văzut un alt Ierusalim, o altă cetate, un templu. Sau Daniel, care atunci când era luat și îi se prezentau imaginile sfinte, el pierdea orice vlagă și era nevoie să fie întărit în mod supranatural. Ioan, la rândul lui, spune Scriptura în Apocalipsa, capitolul 4, că a fost răpit și în Duhul i-au fost prezentate toate acestea. După ce ele au fost scrise, ele sunt accesibile credincioșilor, dar datorită aspectului de tăinuire, ele sunt păstrate totuși în limitele pe care Dumnezeu le descoperă fiecare persoane, poporului său, fiind ascunse pentru lume. Ei au idee despre ele, dar toată descoperirea sfântă seamănă cu ceea ce s-a întâmplat cu însoțitorii lui Pavel pe drumul Damascului. Au auzit și ei un tunet, un zgomot, o voce, dar nu au înțeles glasul celui care vorbea. Astăzi, într-o prima lecție, intitulată Viziunea cerului, ne vom opri la imaginile prezentate în mod deosebit în capitolele 4 și 5 din Apocalipsa, care prezintă tronul lui Dumnezeu și ființele din jurul lui, în imagini reale și simbolice. Vreau să fac precizarea că eu nu voi ținea un studiu din întreaga carte Apocalipsa, care aș putea o numi un film a tuturor evenimentelor pe care Dumnezeu le-a plănuit și le va controla în împlinirea lor. Eu am numit studiul acesta Imagini apocaliptice. Voi prezenta doar fotografii, adică doar un album. Pentru astăzi, fotografia se numește Viziunea cerului, tronul și ființele care îl înconjoară. În capitolul 4, de la versetul 1, este scris: După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis: suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Numai decât am fost răpit în Duhul și acum începe viziunea, el deja privește în cer. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie. El nu s-a pus atunci, era pus. Pentru că așa cum scrie în Psalm, Dumnezeu este din veșnicie în veșnicie, pe tronul său și când cu potopul și dintotdeauna. Și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smaragd la vedere. Ființa divină este prezentată aici prin culoarea iaspisului, care era albă, ceea ce în mod biblic înseamnă sfânt. Scriptura ne spune, Psalmul 93,5, sfințenia este podoaba casei Domnului și adevărata casa lui Dumnezeu este în cer, la tronul lui. Deci la Dumnezeu iese în mod evidență, în modul cel mai fundamental, sfințenia. Și de sardiu, care avea culoarea roșie. Aici putem înțelege dragostea divină aprinsă în gelozia ei. Dumnezeu este prezentat tot în mod fundamental în natura sa ca fiind iubire, dar o iubire care merge până la gelozie. Aceste două caracteristici, sfințenia și iubirea, sunt văzute prin culorile care au fost arătate lui Ioan. Apoi, Ioan a sesizat curcubeul ca o piatră de smaragd la vedere, care avea culoarea verde. De altfel, în curcubeu sunt 7 culori derivate din alb. Isaac Newton a descoperit spectrul luminii, lipsește negrul. Exact după cum spune Scriptura, Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia în starea de păcătos și la el nu este nici nimic întuneric. Negrul lipsește cu desăvârșire. Curcubeul este simbolul legământului. Dumnezeu în tot ceea ce a făcut, în prim plan față de noi, că asta ne interesează, a acționat pe baza legământului său, inițiat de către sine și păstrat în virtutea sfințeniei, dar și a dragostei sale. O imagine asemănătoare avem în cartea profetului Ezechiel, citim din capitolul 1, versetele 26 la 28, ca să vedeți că este aceeași viziune a tronului. Deasupra cerului, care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în chip unui scaun de domnie. Pe acest chip de scaun de domnie se vedea un chip de om care ședea pe el. În Apocalipsa nu i-a fost prezentat chipul, doar sub acel spectru de culori. Dar iată că de aici, din profeția lui Ezechiel, ne putem aminti că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Am mai văzut iarăși o lucire de aramă lustruită, ca niște foc, înăuntru căruia era omul acesta și care strălucea de jur împrejur de la chipul ornichilor lui până sus și de la chipul ornichilor lui până jos. Am văzut ca un fel de foc și de jur împrejur le-am conjurat cu o lumină strălucitoare, ca înfățișarea curcubeului, care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea. Și tot din Ezechiel mai citim capitolul 10, versetul 1. M-am uitat și iată că pe cerul care era deasupra capului heruvimilor era ceva ca o piatră de safir. Deasupra lor se vedea ceva asemănător cu un chip de scaun de domnie. Revenind la cartea Apocalipsei și la alte imagini, putem înțelege că sfera tronului din cer, expresia tron este tot din greacă tronos, scaun, al locului de domnie a veșnicului și singurului Dumnezeu, această zonă, cea mai înaltă din cer, este, pe de o parte, tronul de unde Dumnezeu domnește, dar în același timp, și aici vă rog să fiți foarte atenți, e ceva foarte important, tot acolo este cortul sau templul lui Dumnezeu, pentru că el însumează toate funcțiile de rege, judecător, preot. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu nu are în cer două palate. Unul regal, în care să-i fie așezat tronul, și un altul religios, cu o sfântă a sfinților și cu un chivot al mărturiei. Toate sunt în același loc. De aceea, în cartea profetului Isaia, capitolul 6, de la versetul 1, este scris: am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Unde este templul? În prejurul tronului. Acolo e și templu și scaun de domnie. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. În Evrei, capitolul 9, unde li se vorbește în prim plan despre templu, tratându-se lucrarea Domnului Hristos de ispășire din cer, este scris în versetul 24: căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratul locaș de închinare, ce a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Pe de o parte, poate fi socotit că a intrat în templul lui Dumnezeu, pe de altă parte că s-a prezentat înaintea tronului lui Dumnezeu și apoi s-a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte. Acum citim și din Apocalipsa pentru a aprofunda această idee, capitolul 7. De la versetul 15, unde se vorbește despre mulțimea mântuiților. Ei stau înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu, înaintea tronului, și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Tot acolo e și templu. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Tot Apocalipsa 16 cu 17. Al 7-lea a vărsat potirul lui în văzduh și apoi imaginea se mută în cer și Ioan scria: și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea: s-a isprăvit. Sunt și alte referințe prin profeți, cum că Domnul șade pe tronul lui în templu sfânt din cer. Aici mă adaug spre exemplificare și capitolul 21, versetul 22, și cele citite până aici ne fac să înțelegem ușor acest verset. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel Atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Deci, când vom ajunge în cer, nu vom întâlni vreun templu ca și cel din pustie din Vechiul Testament sau de la Ierusalim. Acelea au fost doar niște umbre ca să descrie adevărata realitate din cer, unde Dumnezeu prin prezența sa, împreună cu mielul, reprezintă templul, locul de închinare. Vom vedea noi că în acest templu, care de fapt nu este constituit din niște limite a unor pereți, ci de prezența divină, este loc și pentru cei credincioși. Tot în Apocalipsa ni se spune despre chibot, despre altar, și toate acestea sunt reprezentate în fața tronului Dumnezeu, adică în prezența sa. Iată ce citim din 6:9, de exemplu. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar. Unde era de fapt altarul? Înaintea tronului Dumnezeu, așa cum citim în 8:3. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului, înaintea lui Dumnezeu, sau 9:13. Îngerul al șaselea a sunat din trâmbițe și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu. 11:19. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis. Aparent s-ar contrazice. V-am citit că nu este templul în cetate. Dumnezeu și Fiul sunt templul din cer. Dar în reprezentările simbolice se vorbește aici și s-a văzut chivotul legământului său. Ce era în chivot? Cuvântul lui Dumnezeu reprezentat prin cele două table de piatră, toiagul lui Aron și vasul cu mană. Toate acestea ne așteaptă pe noi și în relația Domnului cu noi sunt prezente. Nu neapărat într-o ladă mare cum era în Vechiul Testament. Ceea ce trebuie să reținem e faptul că acest tron reprezintă centrul de atracție al Universului. Acolo se primește închinarea în duh, neraportându-ne la spațiu. Nu există un templu din pereți. Dumnezeu este duh. Și lui ne închinăm fără să fim legați de un locaș de închinare mobil, cum era cortul din pustie, sau imobil, cum era templul de la Ierusalim. Închinarea înaintea lui Dumnezeu, așa cum este prezentată în capitolul 5, de la versetul 8, este orientată spre tronul divin. Și când a luat cartea, cele patru făpturi vii, cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. E descrisă o cântare. Apoi, de la versetul 11, încep să fie arătate alte ființe cerești și în versetul 12 este scris că ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost jungheat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda în veci. Amin. Din acest tron, așa cum vă citesc în continuare din capitolul 4, versetul 5, ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Asta este dovada faptului că tronul lui Dumnezeu își exercită puterea apocaliptică. Tot despre puterea divină și manifestările de glasuri puternice, fulgere, tunete, mai citim în Apocalipsa, capitolul 11, versetul 19, și între timp ne putem și aminti că atunci când s-a prezentat Dumnezeu pe muntele Sinai, ce era prezent acolo? Foc, fum, tunete, fulgere, exact aceeași prezență divină. Și au fost fulgere, glasuri, tunete și altele. Dar acestea ies din tronul de domnie, pentru că Dumnezeu este puternic, în fața lui duhurile cad în leșin. Aș vrea să ne rămână în minte, în imagine, tronul divin, locul de închinare a tuturor făpturilor create, direcția spre care trebuie să se îndrepte tot ceea ce există în univers. Pentru ca lui Dumnezeu, scrie aici, să fie slava, lauda, cinstea, stăpânirea și puterea în vecii vecilor. Vreau să privim în continuare la imaginea din jurul tronului pentru a vedea ființele de acolo. Acolo este loc și pentru noi. Citim din capitolul 4 despre Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Expresia mai exactă este mielușelul lui Dumnezeu. Citim din capitolul 5, mai întâi, versetele 5 și 6, unde apare numit și leul, dar apoi, ca și poziționare, versetul 6, și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii. Și majoritatea traducerilor sunt diferite puțin aici de Cornilescu, pentru că și poziția mielului nu este între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii, ci la mijloc. Majoritatea traducerilor spun în scaunul de domnie, pentru că Fiul locuiește într-o poziție specială, în sânul Tatălui a fost dintotdeauna. Am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Domnul Iisus Hristos este văzut cel mai aproape de tronul Tatălui, împreună cu El pe tron. Citim și în Efeseni, capitolul 1, pentru a vedea poziția Domnului Iisus din cer, versetele 20 și 21. L-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Mai presus de orice domnie, orice stăpânire, orice putere, de orice dregătorie, de orice neam care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Petru la rândul lui scria 1 Petru capitolul 3, versetul 22, tot despre poziția specială a Domnului Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu. După ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Numai Tatăl este deasupra Lui. Ne întoarcem la Apocalipsa. Pentru a sesiza și din capitolul 4, cum vă spuneam, versetul 5, partea a doua, înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Și în capitolul 5, versetul 6, v-am citit că mielul, adică Fiul, Domnul Hristos, avea 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Deci, iată relația din divinitate, lucruri grele de înțeles, ba chiar imposibil. Cum? 7 coarne și 7 ochi, care în același timp sunt duhurile lui Dumnezeu, dar totodată sunt 7 lămpi specifice și Tatălui și Fiului. 7 în Apocalipsa este numărul completitudinii, a întregului. 7 coarne înseamnă ceea ce a zis Domnul în Evanghelie, toată puterea. Iar 7 ochi înseamnă toată capacitatea de control, de supraveghere, care a primit-o din partea Tatălui, când a fost proslăvit cu slava care o avea înainte de întemeierea lumii. Citim și din capitolul 7, versetul 17, unde din nou este prezentat ca miel, de data asta în raport cu noi, că-și mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie. Aceasta e traducerea corectă. Nu între tron și ființele din cer. În mijlocul scaunului de domnie. Va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apilor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și mai citim și Apocalipsa 22:3 pentru a vedea aceeași relație a Tatălui și a Fiului referitor la tron. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo, scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. Deci tronul este al lui Dumnezeu și al mielului. Vor fi în ea, nu templu, așa cum am citit în capitolul anterior. Este greu de înțeles persoana Domnului Hristos din aceste imagini simbolice, ca mielușel, dar în același timp ca leu. Însă în Apocalipsa, capitolul 1, l-avem prezentat într-o imagine mai reală, de la versetele 13 la 16. Și în mijlocul celor 7 sfetnice a văzut pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuitul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele care strălucește în toată puterea lui. Vă amintiți că așa l-a văzut Ezechiel pe Dumnezeu? Această reflecție a puterii poate să iasă numai din tronul lui Dumnezeu și al mielului. Numai divinitatea are o așa strălucire și reprezintă, cum spuneam, locul de atracție a tuturor ființelor din univers. Că despre Duhul Sfânt, el este greu de definit din cele ce v-am citit, 7 ochi, 7 lămpi. Ceea ce însă mai putem citi despre Duhul este în capitolul 1, versetul 4, partea a doua, unde este scris că Apocalipsa, ca și descoperire și saluturile prezentate în debutul ei, vin din partea divinității. Iată cum notea Ioan. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl său, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Trecem să urmărim alte ființe din cer. În capitolul 4 din Apocalipsa, versetele 6 și 7, sunt prezentate cele 4 făpturi vii, care sunt cele mai aproape de tron. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii. Greu de înțeles, iarăși. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie, pline cu ochi, pe dinainte și pe dinapoi. Cea dintâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste 4 făpturi vii avea câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este, care vine. Aceste făpturi vii sunt greu de înțeles. De aceea unii au spus că ele reprezintă divinitatea, alții că ele reprezintă poporul lui Dumnezeu. Din cele scrise aici și în alte referințe ale Scripturii, cred că este mai bine să înțelegem că sunt niște făpturi speciale, adică niște îngeri de rang înalt, E foarte greu de făcut deosebirea între heruvim și serafim, pentru că heruvimii din Ezechiel aveau 4 aripi, cei de aici aveau 6, ca și serafimii din Isaia, capitolul 6. Cert este că tronul lui Dumnezeu, așa cum l-a văzut Ezechiel, și vă voi citi despre asta în capitolul 1 al cărții sale, șade pe un car de heruvimi și are o boltă ca și acel curcubeu de serafimi. Deci tronul lui Dumnezeu este înconjurat, învăluit în slavă mai întâi, în frumusețea ființei divine, și apoi este înconjurat de aceste făpturi vii care ne-au fost prezentate într-un mod foarte simbolic, reprezentând întreaga creație. O față de om, alta unor vietăți de pe pământ sau din văzduh. Dar să citim Ezechiel, capitolul 1, de la versetul 4. M-am uitat și iată că a venit de la miază noapte un vânt năprasnic, un nor gros și un snop de foc care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o ramă lustruită care ieșea din mijlocul focului. Tot în mijloc se mai vedeau 4 făpturi vii, a căror înfățișare aveau o asemănare omenească. Fiecare din ele avea 4 fețe și fiecare avea 4 aripi. Picioarele lor erau drepte și talpa picioarelor era ca a piciorului unui vițel și scânteau ca niște aramă lustruită. Sub aripi, de cele 4 părți ale lor aveau niște mâini de om și toate 4 aveau fețe și aripi. Aripilor erau prinse una de alta și când mergeau nu se întorceau în nicio parte, ci fiecare mergea drept înainte. Cât despre chipul feților era așa, înainte toate aveau o față de om, la dreapta lor toate aveau o față de leu, la stânga lor toate aveau aceeași față de bou, iar înapoi toate 4 aveau câte o față de vulturi. Mai vă surprind că textul este mai lung, cu imaginea carului, scrie de la versetul 13, în mijlocul acestor făpturi vii era ca niște cărbuni de foc aprinși care ardeau și ceva ca niște făclii umblau încoace și încolo printre aceste făpturi vii. Focul acesta arunca o lumină strălucitoare și din ele ieșeau fulgere. Făpturile vii însă când alergau și se întorceau erau ca fulgerul. Mă uitam la aceste făpturi vii și iată că pe pământ, afară de făpturile vii, era o roată. La fiecare din cele 4 fețele lor, înfățișarea acestor roate și materialul din care erau făcute păreau de hrisolit și toate 4 aveau aceeași întocmire, înfățișarea și lăcăturile lor erau de așa fel încât fiecare roată părea că este în mijlocul unei alte roate. Când mergeau, alergau pe toate cele 4 laturi ale lor și nu se întorceau deloc în mersul lor. Și descrierea vedenii continuă. Ceva greu de înțeles. Un tron mobil susținut de aceste ființe. Vă rog să vă amintiți că herubimii apar prima dată în Scripturi la poarta grădinii Edenului. Cu ce scop? Să păzească și să interzică accesul omului la pomul vieții. Iată că ei și acolo și apoi în cortul întâlnirii, unde au fost singurele ființe permise a fi zugrăvite sau sculptate, ori desenate, peste tot sunt prezentate în prejurul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, acum înțelegem așa în parte, ne gândim și la ceea ce scrie în Psalmi 80:1, arată-te în strălucirea ta, tu care șezi pe heruvim, se ruga Asaf înaintea Domnului, și de-abia atunci, în ziua aceea, vom ajunge să vedem cum sunt în realitate aceste ființe. Dimensiunea noastră umană nu ne permite să le înțelegem. Imaginația oamenilor a mers până departe. Evreii, în tradiția lor, spuneau că există 7 arhangheli cu un rol special înaintea lui Dumnezeu, după numele care ei le-au dat: Uriel, Rafael, Roguiel, Mihail, Soriel, Gabriel și Remiel. Și asta rămâne de văzut. Continuăm să privim împrejurul tronului lui Dumnezeu la oștirea de îngeri. Apocalipsa, capitolul 4, prezintă în continuare și capitolul 5, făpturile de aici. Citesc mai întâi versetul 11 din capitolul 5. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, îi vom aminti și pe ei, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. O mulțime imensă de ființe cerești. Și alte citate din Scriptură ne dezvăluie această imagine. De exemplu, Mica a avut o vedenie descrisă în 1 Împărați, capitolul 22, versetul 19, ce prezenta aceeași imagine. 1 Împărați 22, versetul 19. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul lui de domnie și toată oștirea cerurilor, stând lângă el la dreapta și la stânga lui, ca într-un consiliu ceresc sau mai mult într-o adunare generală a cerului. Ne oprim și în Psalmul 103, unde în versetele 20 și 21 este scris despre acești îngeri: binecuvântați pe Domnul îngerul lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile lui și care ascultați de glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile lui, robii lui, care faceți voia lui. Mulțimea de îngeri ne este mult mai familiară, de aceea trec mai departe pentru a coborî la nivelul nostru uman, deși în ziua aceea vom fi împreună cu îngerii la același nivel. Și citim din capitolul 4, versetul 4, următoarele. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. În greacă se identificau două feluri de cununi. Stefanos, ceea ce însemna cununi ce le purtau biruitorii în urma războiului, și respectiv diadema, ceea ce înseamnă cunună de rege. Aici este scris Stefanos. Cei 24 de bătrâni purtau cununi de biruitori. Înseamnă că ei au fost prinși în lupta căreia vom rezerva în lecțiile viitoare o parte specială, conflictul cosmic, au biruit și acum stau în aceste poziții speciale pe tronuri împrejurul lui Dumnezeu. Tot despre ei mai scrie în capitolul 11, versetele 17 și 18, citim de la 16, și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ, s-au închinat înaintea lui Dumnezeu și au zis: Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernic, care ești, care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. Din nou aici părerile sunt împărțite. Cine sunt cei 24 de bătrâni? Cert este că ei sunt prezentați într-un consiliu ceresc. Se pune problema dacă sunt strict 24 sau numărul acesta este simbolic. Până una altă rămânem la ceea ce este scris, cu precizarea că numărul 12 și 24, care este dublul lui 12, reprezintă un număr legat de poporul lui Dumnezeu. 12 patriarh, 12 seminții, 24 de cete de preoți, 24 de cete de leviți, în Noul Testament 12 apostoli, apoi în Cetatea Sfântă, Apocalipsa 21, 12 temelii, 12 porți. Deci cert este că acest număr are de-a face cu oamenii. De aceea spuneam că întâi am prezentat îngerii și acum prezentăm oamenii pe pozițiile lor în viziunea apocaliptică a finalului, a viitorului. Să ne amintim însă că Domnul Iisus Hristos este deasupra tuturor acestor domnii și stăpâniri și vă citesc și din Coloseni, capitolul 1, un cuvânt important, versetul 16. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. De unele avem cunoștință, de altele nu. Fie scaune de domnii, ca cele 24, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. Și tot apostolul face referiri în epistolele sale despre domnii, despre tot ceea ce se poate numi stăpânire în veacul de acum, Efeseni 1 cu 21, sau în veacul viitor. Pentru că îngerii rămași fideli lui Dumnezeu sunt deja în poziții lor de domnii și stăpâniri. Credincioșii care nu și-au primit încă răsplătirea vor avea și ei dreptul de domnii și stăpâniri în veacul viitor. Evident, sub guvernarea tronului divin al Tatălui și al Fiului. Pe lângă aceste 24 de tronuri de domnie, viziunea cerului ne atrage privirea printr-o mare de sticlă, ca și cristalul, despre care vă citesc din capitolul 4 din Apocalipsa. De la versetul 6, partea 1. În fața scaunului de domnie mai era un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În antichitate, sticla avea aceeași valoare ca și preț cât și aurul. De aceea, când în Apocalipsa ni se prezintă lucruri de sticlă, însemnau pentru vremea aceea de cea mai mare valoare. Tot în Apocalipsa, citim în capitolul 7, de la versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod, din orice limbă, care stăteau în picioare și acum ne arată poziția. Noi avem fotografia cerului. Înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, după cum am citit în 4 cu 6. Îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți sângerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețe la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și toate acestea lui le-au adus în vecii vecilor. Amin. Și o explicație. Unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? De unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au orbit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu, acolo este locul mântuiților, și slujesc zi și noapte în templul lui. Poate unii afectați de anumite teorii apocaliptice se gândesc că această mulțime va fi cei mântuiți în timpul anilor de necaz. Vă rog să vă gândiți că aici nu prezintă pe alții mântuiți înainte, pe rol de biserică, răpiți în avans. Aici avem de-a face cu o singură mulțime de mântuiți care stau înaintea tronului Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu. Apocalipsa ne prezintă și în alte imagini, de exemplu, capitolul 15, pe aceeași mare de sticlă. Este un singur loc al mântuiților în cer. Răsplătiri vor fi diferite, dar ei sunt văzuți împreună, sunt aceleași făgăduințe, sunt un singur trup, evrei sau neamuri. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu al lăutului lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și a numărului numelui ei. Și am mai putea citi spre a diferenția, pentru că toate acestea sunt simbolice. Aici pe pământ locuim pe o mare, zice în 17 cu versetul 15, apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut și pe care șade curva sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Marea este simbolul lumii, din mare a ieșit o fiară. Oamenii răspândiți pe toată fața pământului au fost reprezentați în forma aceasta care își trage originea în Vechiul Testament. De exemplu, în cartea profetului Isaia, capitolul 17, versetul 12 este scris: vai, ce vuie de popoare multe care urlă cum urlă marea, ce zarvă de neamuri care mugesc cum mugesc niște ape puternice. Deci comparația este veche, lumea cu marea. Dar Dumnezeu a prevăzut că noi vom constitui o nouă lume unde oamenii stau pe o nouă mare de cristal și în vederea aceasta în Vechiul Testament, la templu, a fost o mare de aramă înaintea templului ca și simbol acestui loc special pe care vor sta cei credincioși. Ar mai rămâne doar de precizat ceva referitor la cei 144.000. Se naște întrebarea dacă ei sunt un număr statistic sau un număr simbolic. Vă rog să citiți dacă sunteți interesați. 144 sunt dimensiunile cetății, iar 12 ori 12. Eu nu fac speculații, v-am spus, nu prezint filmul Apocalipsei, ci imagini din Apocalipsa. Aceste numere au un profund caracter simbolic. Și dacă înseamnă numai 144.000 sau înseamnă mai mult, 144.000 înseamnă întregul număr al mântuiților lui Dumnezeu. Adică exact ce spune în Romani, tot Israelul va fi mântuit. Când zice 12.000 dintr-o seminție, 12.000 din altă seminție, asta înseamnă într-un mod foarte clar că tot Israelul va fi mântuit, adică cei scriși în cartea vieții mielului. E numărul desăvârșit, dacă este atât sau dacă vor fi mai mulți, asta vom vedea. Dar 144 este numărul simbolic al cetății, al dimensiunilor cetății. Să facem o scurtă sinteză. Așadar avem în mijloc tronul lui Dumnezeu în toată strălucirea și splendoarea sa. Tot în tron sau pe tron este locul mielului, al fiului. Și tot acolo sunt cele 7 duhuri, din partea tronului ne-a parvenit Apocalipsa. În prejurul tronului sunt făpturile vii, în forma lor de heruvim, de serafim, apoi sunt 24 de scaune de domnie a unor biruitori și două mari mulțimi, una de mântuiți, un număr complet, și o mare mulțime de îngeri. Apocalipsa, capitolul 5, ne prezintă întreg cosmosul atras în închinare în fața tronului Dumnezeu. Citesc versetul 13. Și pe toate făpturile vei care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri. Deci după ce ne-a prezentat tronul și toate ființele din jur, întreg templul lui Dumnezeu, cu îngeri și oameni, pentru că vom sluji împreună, așa cum zicea îngerul către Ioan, când a vrut să se închine, au zis, tronului să ne închinăm. Eu și tu suntem amândoi slujitori. Toate acestea le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele 4 făpturi vii ziceau, amin, și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ, s-au închinat și lui ce este viu, în vecii vecilor, slăvit să fie Domnul. Când se va încheia problema răzvrătirii și a păcatului și când cele 7 lămpi de foc vor lumina mințile noastre în întregime și ne vor mișca cu energia divină a Duhului, când vom fi în trupuri duhovnicești de slavă, vom ajunge să fim parte reală a acestei viziuni a cerului. Până atunci, stăm în așteptarea accesului nostru înaintea lui Dumnezeu. Momentan, imaginea este cu tronul în cer și toți îngerii. Lipsesc oamenii. Rugăciunile noastre sunt duse de îngeri, dar vine vremea când, așa cum spune Pavel în 1 Timotei, capitolul 6, Dumnezeu de care nu ne putem apropia acum, ne va primi pe marea de sticlă, în locul acela stabil al biruitorilor. Versetul 15, venirea Domnului, arătarea Lui va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Vă reamintesc în final făgăduința Domnului Iisus, Matei 5,8, fericii de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute să putem să ajungem la locul nostru care ne este pregătit. Ce trist să ni se spună în ziua aceea, duceți-vă în locul pregătit diavolului, în loc să câștigăm locul care ne este rezervat. Dacă ați fost atenți, a fost un dialog în capitolul 7 și s-a întrebat aceștia de unde vin, că ei n-au fost acolo. Noi ne pregătim să mergem acolo. Îngerii sunt întotdeauna la locul lor acolo, în slavă. Domnii și stăpâniri în veacul acesta. Noi aspirăm la acele locuri, la realitatea viziunii cerești în veacul viitor. Probabil, având o imagine ca cea din seara asta în minte, Iacov și Ioan și mama lor s-au dus la Domnul și i-au zis, vrem să stăm acolo pe 2 scaune bine așezate. Și Domnul a spus că asta ține de repartiția Tatălui și de planul Său. Sunt lucrurile pregătite, exact cum spunea Domnul Hristos, în casa Tatălui meu sunt locașuri. Ele ne așteaptă. Să ne ajute Domnul să ajungem cu bine acolo, amin? În lecțiile următoare vom privi într-o a doua lecție la sistemul demonic al lumii, pentru a vedea că s-a instaurat un alt centru, un alt pol de atracție al balaurului, al fiarelor, al profetului mincinos, al femeii prostituate. Apoi, într-o a treia lecție, vom privi la conflictul cosmic care se desfășoară în cer și pe pământ, între aceste 2 sisteme, cel condus de la tronul lui Dumnezeu și cel demonic. Într-o a 4-a lecție, asta am văzut în cartea Apocalipsei că este foarte evident, am numit-o bătălia pentru închinare. Toată lupta între aceste 2 sisteme este pentru închinare. Și noi suntem obiectul acestei lupte. Cui ne închinăm? Într-o altă lecție vom vedea, în mod special din capitolele 2 și 3 din Apocalipsa, starea interioară a bisericilor. Prin ce probleme spirituale trecem legat de acest conflict, de bătălia pentru închinare? Într-o altă lecție Ne vom opri să vedem istoria de 2000 de ani, văzută prin cartea Apocalipsei, cum au venit cai, cum a venit război, foamete și toate acestea cu un scop rânduit de Dumnezeu. Într-o altă imagine vom vedea judecățile lui Dumnezeu. Din cursul istoriei, din finalul apocaliptic, pentru că ele cresc în intensitate și se finalizează cu judecata din ziua de apoi. Într-o altă lecție vom vorbi despre revenirea Domnului, despre răpire, despre felul în care trebuie să-L așteptăm și, nu știu dacă le-am amintit pe toate, într-o ultimă lecție vrem să ne oprim la a vedea împărăția eternă, când lucrurile deja devin stabile și când totul va curge spre veșnicia viitoare, spre plus infinit, cu o siguranță desăvârșită. Domnul să ne ajute să fim biruitori.